Sultanul turc Ibrahim I, numit mai târziu nebunul, și-a anecat cele 280 de amante după ce una dintre ele l-a înșelat cu un alt bărbat. Ca să fim corecți, el până să ajungă sultan și-a trăit toată viața într-o cușcă, dar până la urmă a înnebunit. Pentru că de-aia era din capul locului în cușcă. Mai nou, o treime din divorțurile din America au ceva legătură cu Facebook. În fiecare episod din serialul Adventure Time există un melcișor micuț care îți face cu mâna. În Turcia există un oraș care se numește Batman. Există și oameni care și-au dat acest nume. Până la mijlocul secolului al XIX-lea, protezele dentare puteau să fie făcute din dinții scoși de la soldații morți. În 2013, o companie belgiană producătoare de ciocolată și-a schimbat numele de la Italo Swiss la Isis. În 2014 și-a schimbat numele înapoi, când și-a dat seama ce a făcut. Un bebeluș de caracatiță, când se naște, are mărimea unei muște. Nomofobia este teama de a fi lipsit de telefonul mobil sau de a nu avea semnal. În Japonia, Ronald McDonald este numit Donald McDonald, pentru a se pronunța mai simplu. Cel mai lung film făcut vreodată durează 85 la oră și se numește Antidotul pentru insomnie. În Kawasaki, Japonia, există un festival al falusului care are loc în prima duminică a fiecărui an, a fiecărui aprilie. Pentagonul a creat un plan de urgență în caz de atac de zombie. Buzz Aldrin a fost primul om care și-a făcut treburile pe lună. Pentru a-i ajuta pe pui de panda să se acomodeze cu trăitul în sălbăticie, oamenii care au grijă de ei poartă costume de panda. Elvis Presley a avut un frate geamă numit Jesse Garon Presley, care a murit la naștere, din păcate, cu 35 de minute înainte de a se naște Elvis. Dacă vrei ca rămășițele tale, cenușa ta, să fie aruncate în spațiu, poți să faci asta, dar te costă $12,500. Părinții care sunt prea agresivi, iar părinții care le permit prea multe lucruri copiilor, au șanse egale de a avea copii care hărțuiesc pe ceilalți copii. Deci trebuie să găsești un loc de mijloc. Rechinul ciocan, când se naște, are capul moale ca să nu-și rănească mama când se naște. Mesajele de pe WhatsApp sunt citate în aproape jumătate din toate actele implicate în divorțurile italiene. Steve Jobs își ținea întâlnirile importante în timp ce se mișca, pentru că atunci când te miști, când ești activ fizic, creierul tău lucrează mai bine. Din acest motiv, eu în acest moment dau din picioare. Ochelarii cu care vezi noaptea sunt verzi, pentru că oamenii observă mai multe nuanțe de verde decât de oricare altă culoare. Bomboanele M și M au fost inventate în 1941 pentru ca soldații să poată să mănânce ciocolată fără ca aceasta să se topească. Iar mirosul de ciocolată declanșează în creier relaxarea. În timpul sarcinii, femeile pot să tânjească după alimente care nu sunt de mâncat, cum ar fi hârtie, pământ, metal, cretă. Această problemă se numește pica. Cea mai tânără persoană care a divorțat vreodată, despre care se știe, a avut 10 ani. Pentru producerea unei singure perechi de blugi se consumă aproape 9000 de litri de apă în tot procesul care duce la final. Atenție, o bronzare adâncă, profundă, poate să afecteze vasele de sânge atât de mult încât îți poate lua între 4 și 15 luni ca să te vindeci, ca să te recuperezi. Ciocolata albă tehnic nu este ciocolată pentru că nu conține lichior de ciocolată și nici cacao. Fonofobia este teama de sunete puternice, de voci sau de propria voce. De anul nou, în Spania se mănâncă 12 struguri în speranța că vei avea 12 luni bune. Din 2015, în New York este interzis să statuezi sau să le faci piercinguri animalelor de companie. Credeam că e interzis peste tot. Eminem în școală era atât de prost tratat de ceilalți colegi, încât Mike s-a dat școala în judecată pentru că nu-l protejau suficient. Primul loc de muncă al lui Brad Pitt a fost de dansator într-un costum de pui pentru a atrage clienții la un restaurant El Pollo Loco. Wow! Leul din logo-ul oficial vechi MGM și-a ucis antrenorul și doi asistenți în următoarea zi după ce a fost filmat. Tupac nu a câștigat niciodată un Grammy și chiar a câștigat mai multe premii după ce a murit, din păcate. Data de expirare de pe sticla de apă este pentru sticlă, nu pentru apă. S-a inventat brânza reală vegană, care este un produs sintetic lipsit de lapte, utilizându-se chiar și ADN-ul uman. Diamantele adevărate nu apar în imaginile cu raze X. Conform datelor online, duminica după anul nou este cea mai intensă zi de trafic pe site-urile de întâlniri online. În 2010, un bărbat mort din Puerto Rico a fost îmbălsămat și la mormântarea lui a fost pus pe motocicletă. O pisică a fost lovită de o mașină, îngropată, apoi această pisică și-a săpat drumul afară din pământ și a mieunat după mâncare. Există un website de pe care poți să cumperi ciocolată și alte dulciuri în formă de anus. Un studiu a arătat că femeilor care consumă 3 cafele pe zi sau mai multe, li se micșorează vizibil sânii.
Un studiu a arătat că bebelușii care au mai mult de un an sunt capabili să înțeleagă relațiile complexe sociale, cum ar fi prietenia și răutatea. Iar un alt studiu a arătat că adolescenții care stau mult timp pe mai multe aparate electronice în timpul zilei au mai multe probleme cu somnul noaptea. Iar un alt studiu a arătat că persoanele care au inelarul mai lung decât arătătorul au un interes mai mare pentru a întreține relații sexuale trecătoare. Nu am să vă zic la mine care e cazul. O femeie, fără să știe, a condus pentru mai mulți ani într-o mașină care avea 4 kg de marihuana ascunsă în ea. Acea marihuana a fost uitată acolo de fostul proprietar. Dacă ești în sălbăticie și porți parfumul Obsession for Men, așteaptă-te să atragi jaguari, pume și alte animale sălbatice. Cel mai lung joc de Monopoly din istoria lumii a durat 70 de zile. Studiile au arătat că mersul cu cortul poate să reseteze ceasul biologic al unui om și să-ți resincronizeze hormonii de melatonină cu apusul și răsăritul soarelui. În Siena, Italia, este ilegal să fii prostituată dacă te cheamă Maria. Cei mai mulți criminali în serie s-au născut în luna noiembrie. Voi în ce lună sunteți născuți? Dacă e noiembrie, nu vă răspund. Cei mai mulți oameni cască atunci când citesc cuvântul cască sau căscat. Wow! În fiecare an, în China, sunt consumate aproape 4 milioane de pisici ca delicatesă. 4 milioane! Wow. În New York nu este total ilegal să mergi topless pe stradă. Conform observațiilor globale, mai mult de jumătate din femeile care au fost ucise au fost ucise de soțul sau de partenerul din acel moment. Biblia, în versiunea americană King James Bible, a inspirat mai multe piese de muzică pop decât oricare altă carte. În New York City, mai mulți oameni se sinucid decât sunt uciși. Un bărbat din Argentina care și-a pierdut soția și-a petrecut 10 de ani din viață pentru a cultiva o pădure în formă de chitară în onoarea soției sale. Multe parfumuri foarte scumpe conțin fecale de la balene sub numele tehnic de ambergris. Dacă ochiul uman ar fi o cameră digitală, ar avea aproximativ 570 de megapixeli. Laptele de mamă schimbă compoziția de-a lungul dezvoltării bebelușului, adaptându-se constant pentru nevoile nutriționale ale acestuia. Numărul de cazuri de cancer de piele cauzate de bronzat este mai mare decât numărul de cazuri de cancer cauzate de fumat. Conform Vaticanului, dacă vrei să-ți reduci puțin sentința din purgatoriu, este suficient să urmărești papa pe Twitter. În secolul al XVIII-lea, puteai să intri la grădina zoologică și să-ți cumperi biletul dacă aduceai în schimb un câine sau o pisică pentru a fi date de mâncare leilor. Psihologii au examinat trolii de pe internet și au aflat că sunt narcisiști, psihopați și sadici. Cine ar fi crezut? Mare surpriză! Cea mai mare piramidă din lume este piramida Cholula din Mexic. Ea are 55 de metri înălțime și lățime de 400 pe 400 de metri. Primul sport care a fost înregistrat video este boxul în 1894. Poate te-ai întrebat de ce atunci când dormi nu strănuți? Mai bine, acest lucru se întâmplă pentru că atunci când dormi și nervii responsabili de strănut dorm. William Shakespeare s-a născut și a murit în aceea zi, pe 23 aprilie. Desigur, cu an mulți între ele. Prima mâncare consumată în spațiu de astronauți a fost sosul de mere. Gura statuii Libertății are un metru lățime. Creatorul vocii lui Winnie the Pooh, Jimmy Cummings, obișnuia să sune copiii bolnavi la spital cu vocea lui Winnie the Pooh pentru a face să se simtă mai bine. Beethoven, înainte de a începe să compună, obișnuia să-și bage capul într-o găleată cu apă, spunea că acel lucru îl făcea să viseze note mai frumoase. O singură sticlă reciclată, sticlă de sticlă, va economisi suficientă energie electrică cât să îți ții calculatorul pornit 25 de minute. Conform lui Mike Norton, un profesor de la Harvard, banii nu pot să cumpere fericirea decât dacă îi dai altcuiva. Așa că nu uitați de pagina mea de Patreon unde puteți să faceți donații. Când Tupac Shakur era în închisoare, Jim Carrey obișnuia să-i scrie scrisori amuzante pentru a-l face să se simtă mai bine. Muzica te afectează și îți poate afecta nu doar ritmul cardiac și starea de spirit, ci chiar și respirația. Meduza își folosește gura și pe post de anus, iar dacă ți-ai castrat recent animalul de companie, există o soluție sintetică pentru înlocuire cu numele de castricole. Nu doar că este mai sănătos să alergi pe pământ pentru ligamente și încheieturi, ci este mai sănătos și pentru tine pentru că vei consuma mai multe calorii. Femeile gravide nu consumă mai multă mâncare decât restul femeilor și femeile gravide cu băieți pot să consume mai multă mâncare și calorii decât femeile gravide cu fete. Un bărbat a găsit un bebeluș într-un tomberon, doar ca să afle mai târziu că era chiar bebelușul lui. Conform lui Ted Houston, cuplurile care își încep povestea de dragoste ca în filmele Hollywood au mai multe șanse să termine în divorț. Conform studiilor, oamenii care fumează au dureri mai mari de spate și de gât. Cel mai scurt război din lume a fost războiul Anglo-Zanzibar din 1896, a durat doar 38 de minute.
minute. Un studiu a arătat că bărbații care ies la agățat cheltuie mai mulți bani pe ei, pe accesorii și pe haine, decât bărbații care nu ies la agățat. E posibil să fi auzit că în Egiptul antic slujitorii erau unși cu miere pentru a atrage muștele. Lucrul acesta nu este total adevărat, doar un faraon Pepi al II-lea ura atât de mult muștele încât își ungea servitorii cu miere pentru a atrage muștele. De ce nu ungea altceva, un perete sau lemn, nu știu, dar asta făcea el. În 2010, un bărbat corean s-a căsătorit cu Dakimakura, iar Dakimakura este o pernă cu un imprimeu de anime. Fiecare plăcere lui, nu judecăm pe nimeni. Nutella consumă 25% din alunele din toată lumea. Studiile au arătat că femeile au mai mult succes în întâlnirile online, pe site-urile de întâlnire online, dacă poartă ceva roșu în poza de profil. Pirania sunt canibali, nu mănâncă doar oameni și orice apucă, ci atunci când mănâncă altceva e posibil să se mănânce și între ei din greșeală sau uneori de foame. Consumul de sucuri carbogazoase scade nivelul de calciu din cauza acidului fosforic pe care îl conțin și în timp pot să ducă la slăbirea oaselor și chiar la osteoporoză. Un obicei vechi din Babilonul Antic, de fapt nu din Babilonul Antic pentru că nu avem Babilon modern, deci un obicei vechi din Babilon, ba chiar mai rău, obicei religios, le obliga pe femei ca măcar o dată pe an să meargă la templu și să se jertfească, iar acel jertfit era sub forma schimbului de favoruri sexuale pentru bani care urmau să fie dați la templu. Amprentele și urmele lăsate de aparate pe lună vor rămâne acolo pentru totdeauna pentru că nu există vânt, dar există meteoriți, așa că nu le dau prea multe șanse. În Japonia există mai multe animale de companie decât bebeluși. Un singur hamburger de la fast food poate să conțină carne de la 100 de vaci diferite. Iar shirako este o delicatesă care se obține, bine, puteți observa din această imagine cum se obține, se mulge peștele peste ouă. Vă dați seama ce se mulge. Există un ghețar în Antarctica numit Cascada de Sânge, care scoate din când în când lichid roșu care îl face să pară că sângerează. Bebelușii pot să fie născuți la distanță mare unul de altul. Cei mai distanți bebeluși născuți s-au născut în ani diferiți, bine, doar la minute distanță, s-au născut chiar la miezul nopții, dar există o pereche de bebeluși care s-au născut la 87 de zile distanță unul de celălalt. Dacă scrii pe Google "do a barrel roll", o să ai o surpriză. Mickey Mouse are mâinile cu mănuși pentru că are mâinile negre. Dacă le-ar ține în fața corpului și nu ar avea mănuși albe, nu s-ar mai vedea. Snapchat se numea mai întâi Peekaboo și era o aplicație prin care oamenii puteau să-și trimită poze private. Hrănitul bebelușilor la sân de obicei îi face să fie bolnavi mai rar. Hrănitul la piept reduce riscul de infecție la ureche, diaree și probleme de stomac. Un studiu al Universității Hawaii Manoa a arătat că bărbații mai scunzi trăiesc mai mult. În timpul transplantului de rinichi, rinichii original pot să fie lăsați în loc dacă nu deranjează cu nimic funcționarea corpului, al treilea rinichi fiind pus în pelvis. Culorile portocaliu și galben nu sunt recomandate în bucătărie pentru că stârnesc pofta de mâncare. McDonald's hrănește aproape 1% din populația lumii în fiecare zi. Walt Disney este al doilea cel mai mare client de explozibil din America, primul fiind armata americană. Folosesc tot acel explozibil în filme, evident. Sper că în filme și nu că își construiesc un arsenal ascuns. În Africa Centrală există recordul mondial pentru cei mai mulți bebeluși născuți gemeni în general, 28 de gemeni la 1000 de nașteri. Fălcile plantei carnivore Venus Flytrap, planta Venus, nu se pot închide și deschide la nesfârșit, ci doar de câteva ori până când planta moare. O femeie din Columbia a ajuns de urgență la spital după ce a folosit un cartof ca metodă de contracepție și acesta a trebuit să fie scos de urgență pentru că începuse să facă rădăcini. Animalele care depun ouă nu au buric, evident. Ruth Handler, creatoarea păpușilor Barbie și Ken, și-a numit păpușile după copiii ei, Kenneth Handler și Barbara Handler. La naștere, căței dalmațieni sunt albi, nu au pete, le fac în câteva zile după aceea. Dacă este astăzi ziua ta, îți urez la mulți ani, ție și celorlalte 19 milioane de oameni care au aceea zi de naștere cu tine. În ciuda cocoașei, Camila are coloana vertebrală dreaptă. Natalitatea japoneză este atât de joasă încât se vând mai multe scutece pentru adulți decât pentru bebeluși. Bine, și speranța de viață este cea mai mare din lume. O companie care vinde prăjituri cu răvaș a nimerit într-un an numerele la loterie și 110 oameni au câștigat, dar ei au avut probleme pentru că a fost o coincidență prea mare. Corpul lui Charlie Chaplin a fost odată furat din mormânt pentru recompensă. Acum nu știu cu ce puteau să-l amenințe pe corp, pentru că de obicei se amenință cu moartea atunci când e recompensă, dar s-a întâmplat și asta. În Stockholm există un radar care premiază oamenii care conduc regulamentar. Și cu asta am terminat, sunt sigur că suficient troli o să apară și pe acest clip, ca așa cum apar în multe alte clipuri. Le urez să facă ceva mai bun cu viața lor decât să verse răutate și prostie peste tot pe internet. Sper că v-a plăcut acest episod.
parte din el a fost pus live în ultimul live pe care l-am făcut. După ce am făcut live-ul am răspuns și la 1.000.000 de întrebări și pur și simplu am purtat o conversație cu oamenii. Sper că ați urmărit live-ul, dacă nu vă invit să-l urmăriți acum. Unii au spus că a fost interesant, alții au spus că nu l-au văzut. Până data viitoare, eu sunt Alex Cosma. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o până acum și atenție, cad mere, informația e putere.